Festivitatea de premiere a fost deschisă de Bogdan Blejușcă, organizatorul competiției. Ne bucurăm foarte mult că am participat la el și că a fost, din punctul nostru de vedere, un adevărat succes. Deci, pentru că astăzi cum ați simțit bine, sperăm să repetăm acest eveniment cât mai, mai des și în lume. Felicităm absolut toți participanții, felicităm pe cei de pe podium. Gabriel Coșa, portarul echipei câștigătoare, a continuat festivitatea. Premiile individuale, în punctul nostru de vedere, cel mai bun portar de nostru echipa de la... Bravo, bravo! Formația din Brașov, deși a ocupat doar locul 3, a fost apreciată de toată lumea pentru mini-fotbalul curat pe care l-a jucat. Railex Suceava, o echipă ambițioasă. Locul 2, Railex Suceava. Campionii sunt campioni.